Președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, i-a cerut ministrului Finanțelor Publice, Marcel Boloș, includerea militarilor între beneficiarii majorării plafonului lunar al pensiilor neimpozabile de la 2.000 la 3.000 de lei, o decizie de care ar beneficia aproximativ 200.000 de pensionari militari. Cu detalii ni se alătură colegul meu, Silviu Jugaru, cel care se află în continuare la sediul Partidului Național Liberal. Te ascultăm, Silviu, ești în direct. Bună ziua, Gabi, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Iată că dacă am văzut că săptămâna trecută președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care pensionarii civili vor beneficia de ridicarea plafonului de la 2.000 de lei la 3.000 de lei de impozitare a pensiilor, iată că pe surse guvernamentale aflăm și faptul că Nicolae Ciucă i-ar fi cerut în mod expres lui Marcel Boloș, ministrul finanțelor, ca și pensionarii militari ai României să fie incluși în rândul acestor beneficiari. Concret, vă readuc aminte faptul că această ridicare de plafon înseamnă că doar pensiile ce depășesc 3.000 de lei vor fi impozitate cu 10% și vedem că și militarii pensionați ai României vor beneficia la cererea lui Nicolae Ciucă de această nouă ridicare de plafon, despre care știm că până în 2016, ei bine, și sistemul de pensii al militarilor era inclus în sistemul public al pensiilor. În schimb, din 2016, vedem că sistemul de pensionare al militarilor a fost trecut în baza bugetului administrativ al MAPN, MAI, dar și SRI, iar pensiile militarilor pot varia așadar în funcție de gradul pe care l-au ocupat aceștia pe parcursul carierei lor militare. Și mai mult decât atât, vedem, după cum vă spuneam, faptul că aceste pensii care vor depăși totuși plafonul de 2.000 de lei nu vor fi impozitate, doar pensionarii militari care au o pensie de peste 3.000 de lei vor fi impozitați cu 10%. Concret, asta înseamnă că, de exemplu, la o pensie de 3.500 de lei, ei bine, doar acei 500 de lei vor fi impozitați cu 10%.